There are many gifts of the earth we receive daily. Air, water, food, life. And what about health? There is a gift from the earth for our health, and that gift is found here in essential oils. Essential oils are the plant's natural medicine against bacteria, viruses, and diseases that attack the cells. Lavender puts up thistly hairs to protect the dynamic chemistry found in the oil sac. One drop of essential oil contains hundreds of unique compounds offering powerful chemistry for fighting many different diseases. It's important to remember our bodies and plants have very similar building blocks. So, when we take these essential oils into our bodies, they are in a familiar environment and they go to work on our behalf just as they would for the plant. Killing bacteria, inhibiting virus reproduction, cleansing toxins, destroying parasites, oxygenating our cells, and boosting our immune systems. These essential oils don't just treat symptoms, they work at the root of the problem, at the cellular level. One of the greatest gifts for our health comes in this tiny, potent package. Major civilizations throughout the centuries recognized the capabilities of essential oils. Egyptian grave robbers would often steal the essential oils instead of the gold. Some of the first medical records from China show the use of essential oils. Hippocrates, the father of modern medicine, used oregano in his practice. Frankincense and myrrh were brought to the Christ child. Essential oils were used throughout the Dark Ages for their antibacterial benefits. And even in World War II, they were used successfully to treat injured soldiers. Today, we see essential oils are being studied extensively and are being used in some medical settings. Many studies have documented that 100% pure essential oils have the capacity to stop superbugs like MRSA, relieve chronic pain, elevate moods, restore cells, and aid in treating life-threatening diseases. Is this surprising? Well, most of the items found in your medicine cabinets and major pharmaceutical drugs originated from the study of the active medicinal properties of plants. Drug companies study these complex plant compounds and can synthetically recreate some of their attributes. Then, proprietary fillers, additives, and modifications are made. Unfortunately, these modifications are foreign to our bodies, and as we know, can result in negative side effects and dependency. Fortunately, there is another way. Millions around the globe have experienced how powerful the potent compounds in essential oils can be without synthetics, fillers, or additives. And what's surprising is that the essential oils are often faster, safer, more effective, and less expensive than the synthetic products. doTERRA essential oils are the only certified pure therapeutic grade, or CPTG, essential oils available. What that represents is a standard by which doTERRA grows, harvests, and tests their oils. doTERRA sources their lavender from France, their lemon from Italy, frankincense from Oman. All of doTERRA's oils come from specific regions where altitude, climate, seasons, and soil create the perfect conditions to produce the most effective essential oils. Then artisans of these regions, in partnership with doTERRA, extract the essential oils from the plants with integrity and patience. doTERRA then tests well beyond industry standards to ensure every drop is certified pure therapeutic grade. They are safe for topical, aromatic, and even internal use. The intricacy and detail that nature gives in producing a pure essential oil is a miracle. doTERRA essential oils truly are a gift of the earth from all over the earth. What might these gifts have in store for you? Ok, acum putem să începem. Bun. Încă o dată, bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră, în care o să urmărim să vorbim despre ceea ce poate să vă ofere
și ceea ce ne-a oferit nouă proiectul doTERRA. Lucruri extraordinare, atât pe partea de sănătate, fericire, prosperitate, libertate, exact cum este titlul acestui eveniment. De altfel, titlul evenimentului este inspirat dintr-o afirmație pe care eu o folosesc în fiecare dimineață și de câțiva ani. Și nu numai noi, și membrii apropiați și... din echipa noastră, cei cu care ținem aproape și cu care discutăm des, și copiilor. Este o afirmație foarte benefică pe care vă invităm să o folosiți și voi. Adică eu sunt sănătos, fericit, prosper și liber. Da? Și această afirmație, practic, include cam tot ce și-ar putea dori cineva de la această viață și tocmai de aceea am și optat să dăm titlul acestui eveniment acesta, Sănătate, Fericire, Prosperitate, Libertate cu doTERRA, pentru că proiectul doTERRA este un proiect care poate să ne ofere toate aceste lucruri și nu numai. Da? Și motivul pentru care noi suntem atât de entuziasmați și atât de dedicați în acest proiect este tocmai acesta, pentru că am putut să ne convingem prin propria noastră experiență că, într-adevăr, cu ajutorul acestui proiect noi putem să transformăm această lume în bine, să transformăm și să impactăm viețile oamenilor în bine. Și am făcut asta deja cu câteva mii de oameni în 24 de țări și bineînțeles că ne dorim să ajungem la cât mai mulți oameni. Cât mai mulți oameni. În seara aceasta o să ajungem la câțiva dintre voi. Sperăm ca prin intermediul vostru exact. Să dăm mai departe, astfel încât să ajungem la într-adevăr cât mai mulți oameni și să facem o lume întreagă de oameni sănătoși, fericiți, prosperi și liberi, pentru că toți pot să ajungă la acest deziderat. În primul rând ne dorim ca voi să beneficiați de toate aceste lucruri pe care doTERRA poate să le ofere și bineînțeles, de ce nu, fiind încântați de ceea ce o să puteți experimenta, la rândul vostru să dați mai departe, da? Pay it forward, da? Este o expresie la americani, una foarte bună. De altfel, da? Ceea ce ai primit în dar, dă mai departe și tu. Și în felul acesta, împreună, o să putem face din această lume o lume mult mai bună, o lume de oameni împuterniciți care să fie stăpâni pe viețile lor, da? Să fie capabili să aibă grijă singur de propria lor sănătate, da? să aibă libertate pe toate planurile, iar noi când ne referim la sănătate, ne referim la toate domeniile vieții. Ne referim atât la sănătatea din punct de vedere fizic, emoțional, psihic, spiritual, afectiv și, bineînțeles, și financiar. Da? Bun, se pare că sunt ceva probleme tehnice, dar nu la toată lumea. De data asta nu mai sunt la noi, dacă tot vorbim în expresii, există mai multe expresii foarte adevărate. Cu cât sunt mai mari obstacolele în calea obținerii unui lucru, cu atât mai important este acel lucru și cu atât mai mare bine face este, și de asemenea este valabilă. Și de asemenea mai este o vorbă în domeniul antreprenorial. Acela care rezolvă problemele, deci cel care nu se lasă și rezolvă toate problemele și găsește soluții, acela va avea și recompensele. Așadar, noi am rezolvat problemele de partea noastră, urmăriți și voi cei care sunteți de cealaltă parte a ecranului, verificați-vă conexiunea de internet și așteptăm feedback-urile voastre legat și de partea tehnică în continuare ca să fim siguri că totul e în regulă. Practic, întâlnirea noastră din această seară o să aibă două părți importante. În prima parte o să vă vorbească Simona despre uleiurile esențiale, ce sunt, cum se utilizează, despre oportunitatea de sănătate la modul general și o să vedeți, vor fi niște lucruri
extrem, extrem de interesante, chiar și pentru cei care deja sunteți implicați de ceva vreme în proiectul doTERRA și sunteți familiarizați cu foarte multe dintre aceste informații. Iar în partea a doua o să vorbim despre oportunitatea pe care o aveți și din punct de vedere a ceea ce numim business. O să vedeți că, deși îi spunem business, este cu totul altceva decât vă așteptați, mult mai soft, mult mai extraordinar și tocmai de aceea vă invităm să aveți răbdare și la partea a doua. Dacă totuși sunteți atrași strict doar de partea de produse, de uleiuri, e în regulă, puteți la jumătatea întâlnirii noastre să vă deconectați, nu ne supărăm, însă vă garantăm că dacă veți rămâne până la final, o să vă felicitați, pentru că o să vă oferim o viziune clară, o viziune măreață a ceea ce puteți face voi cu doTERRA. E mult mai mult decât vă închipuiți acum. Deci nici nu puteți să vă imaginați ce puteți să faceți. De aia vă plătim daune morale dacă la final o să ziceți că n-a meritat să rămâneți. Eu fiind săgetătoare sunt mai directă. Bun. Și vă spun că nu vă invit, eu vă recomand clar, din toată inima, să rămâneți până la sfârșit, chiar și cei cărora ideea de business le lasă așa, îi zgârie puțin pe urechi. Pentru că o să vedeți, ceea ce înseamnă business în doTERRA este cu totul altceva decât business în general și toți cei care folosesc uleiurile, ajung să folosească uleiurile, se îndrăgostesc de ele și fac cumva asta, fără să știe, împărtășesc cu alții. Ideea de business înseamnă să o faci în mod mai organizat, iar recompensele sunt pornind de la dezvoltare personală până la dezvoltare spirituală și recompense în sănătatea ta fizică, financiară, emoțională, a familiei, toate intră la pachet. Bun, dar dacă tot am zis că începem, să ne și prezentăm și cu asta o să și încep eu. Ne-ați văzut, știți că noi suntem cei care prezentăm, eram doar doi în poză, din cei doi eu sunt Simona. Era ușor de identificat, eu sunt Dan. Așa, eu sunt Simona Dărăban și dincolo de orice titulaturi și rank-uri în doTERRA, eu mi-am dorit de mică, de altfel, să ajut oamenii să trăiască viața lor la potențial maxim, să fie în stare să trăiască o viață frumoasă, armonioasă, să-și rezolve problemele în viață, să fie fericiți. Și într-o primă fază, când eram mică, m-am gândit eu că dacă la mentalitatea de atunci alte lucruri nu vedeam, am zis ok, dacă mă fac medic, atunci o să ajut oamenii să fie sănătoși și nu este nimic mai important decât sănătatea. Da, și timpul, uite, da, a dat Dan acum un zoom puternic și timpul nostru este foarte important, dacă și face Dan un zoom out, ne vedem, le rezolvăm pe toate. După care am considerat că dacă ajut oamenii să își împlinească, să-și rezolve toate problemele din viață cu care se confruntă și îi susțin pe partea asta, atunci cu adevărat o să pot să ajut oamenii și m-am decis la un moment dat că ok, să fiu avocat sau ceva pe partea asta juridică. Până când mi-am dat seama că de fapt trebuie eu să mă ajut pe mine în așa fel încât să devin eu cea mai bună variantă a mea, să înțeleg eu cu adevărat natura mea, cine sunt eu cu adevărat și natura umană și abia după aceea voi putea cu adevărat să ajut pe alții, trecând prin toate domeniile, psihologie și așa mai departe. Și așa am ajuns la un moment dat, evident, la yoga, pe care mi-am găsit calea în viață și într-adevăr am înțeles cu adevărat cine sunt eu și care este rolul meu pe acest pământ, dar toată partea s-a legat frumos cu partea asta de a da mai departe în clipa în care network marketingul a intrat în viața noastră și a venit cu toată partea de dezvoltare personală care m-a ajutat foarte mult în relațiile cu oamenii, de a ajunge să cunosc și să vorbesc limbajele oamenilor astfel încât atunci când tu vrei să transmiști ceva cuiva ca să-l ajuți, trebuie să înțelegi că trebuie să vorbești pe limba lui. În orice domeniu ai vrea să-l ajuți, tu trebuie să poți vorbi limba lui ca să-i poți oferi ceea ce tu ai de oferit. Și este unul din aspectele pe care le învățați în acest business.
Bun, așadar, întâlnirea cu Network Marketing a fost o adevărată revelație pentru mine, pentru noi, că a fost pentru amândoi în același timp, însă nu acela a fost momentul câștigător, să zicem. A fost câștigător din multe, din multe puncte de vedere, însă cu adevărat s-a desăvârșit atunci când Doterra a intrat în, în viața noastră. Nu intrăm acum în povestea extinsă, unii dintre voi o cunoașteți deja, însă am început Doterra din dorința de a ne ajuta nu atât pe noi în ceea ce privește sănătatea, cât pur și simplu aveam nevoie de uleiurile esențiale cele mai pure, ca să lucrăm cu ele în domeniul nostru spiritual, astfel încât să putem să dăm mai departe oamenilor la mirosit să-și recunoască stări de conștiință doar în esențe pure naturale. Ăsta a fost motivul pentru care uleiurile de la Doterra au intrat în viața și în casa noastră. Ei, de acolo însă s-a deschis un adevărat, un întreg univers al miracolelor, pentru că în două zile de când aveam uleiurile în casă am văzut ce știu ele să facă, dincolo, mult dincolo de faptul că miros frumos, și de acolo a început o adevărată și profundă călătorie de a crește și de a ajuta mult pe cei din jur, de a da mai departe, de a împuternici, și asta ne-a dus aici astăzi, în fața voastră, din dorința de a face și mai mult asta, de a da și mai mult mai departe, de a găsi noi și noi oameni pe care să-i ajutăm și care la rândul lor să ajute pe alții, sau pur și simplu să te ajutăm pe tine să te împuternicim în sănătatea ta și a familiei tale. Dar, repet, e mult dincolo de asta. Dincolo de sănătate, viața asta mai are încă multe aspecte pe care merită să le dezvoltăm, pentru că deloc întâmplător am venit în viața asta, să știți. N-am venit doar ca să fim sănătoși, dar atât. Am venit ca să contribuim la această lume, da? Și fiecare trebuie să ne aducem contribuția într-un mod. Însă sănătatea este un lucru foarte important, pentru că fără sănătate toate celelalte nu prea au niciun sens, da? Pentru că nimeni nu vrea să fie captiv în această lume într-un corp bolnav. Da? Este primul aspect despre care o să și discutăm de altfel în seara asta. Sănătatea și timpul, din multe puncte de vedere, sunt cele mai importante, și dacă sănătatea mai poți recupera, timpul mai puțin, așa că haideți să nu mai pierdem timpul și să mergem mai departe. O să rog pe Dan să ne aducă slide-urile pe ecran. Înainte de asta aș vrea să nu pui slide-urile pe tot ecranul, dacă se poate, că vreau să văd și chat-ul. Nu prea am cum. Vreau să-mi pună un 5 în chat de data asta, cei care nu ați folosit, nu ați auzit de uleiurile esențiale Doterra, sau ați auzit, dar n-ați folosit deloc până acum uleiuri esențiale Doterra, nu știți ce sunt, nu știți nimic despre uleiurile, adică, Doterra. Pentru prima dată auziți informații legate de Doterra. Deci un 5 în chat, dacă există astfel de persoane. Uite că avem și astfel de persoane. Bun, e în regulă. O secundă ca să am și eu acces la chat. Scoate-l de tot. Da. Nu poți? Da, uite, ia tu închide la și ia laptopul. Stai că-l pornesc eu și... Bun, perfect. Vreau să am acces și la chat pentru că o să interacționez cu voi și de aia mi-e important să văd ce scrieți. Bun, până atunci însă poți să-mi pornești slide-urile, pentru că dincolo de tot ceea ce a adus Doterra în viața noastră prin intermediul aromelor, Doterra a adus sănătate. Da? Deci dacă noi ne-am creat cont de membru acum 6 ani jumate în ideea că mă bucur de arome, da? În ideea că avem nevoie de aceste arome pure, naturale, esențiale de la mama natură, pur și simplu pentru a lucra cu ele la nivel subconștient, da? Prin intermediul simțului mirosului, am descoperit un întreg univers al sănătății și al modului în care ne putem echilibra și readuce armonia în viața noastră pe acest plan, în moduri în care nu ne-am fi gândit vreodată că este cu putință, în condițiile în care, la momentul respectiv, noi foloseam uleiuri esențiale de 22 de ani. Deci deja folosim de 20 și aproape 29 de ani uleiuri esențiale. Acum 6 ani jumate, de 22 de ani, foloseam
ceea ce se numea ulei esențial, așa scria pe sticluță, și imaginați-vă că am încercat absolut tot ce exista pe piață și pe site-uri și pe, da, la noi în casă au fost uleiuri esențiale în fiecare zi a anului, în acei 22 de ani, n-a existat o secundă în care să nu avem uleiuri esențiale în casă și să nu le folosim, dar le foloseam doar în mod aromatic, pentru că și scria pe sticluță că nu se utilizează altfel, vă dați seama că nu erau uleiuri esențiale naturale. Bun, mare care mi-e asta mie. Sunt prea multe instrumente aici pe ecran. Pe... Nu, stai. Acum pot să... Bun, perfect. O să trecem foarte rapid prin partea despre uleiuri esențiale și ce sunt ele, din două motive. Pentru că marea majoritate știți ce sunt, dar pentru că vrem totuși să punctăm, compania doTERRA, cea care ne pune la dispoziție aceste uleiuri și care a venit, s-a format din start acum 15 ani și puțin, din ideea de a pune pe piață cele mai pure uleiuri esențiale naturale, neadulterate, din cele mai pure plante, tocmai pentru că și ei, la rândul lor, fondatorii, cei care ați apucat să vedeți filmulețul, au trecut prin multe experiențe și voiau să ajungă astfel la cele mai pure esențe. Și au făcut asta și cu un motto: schimbăm lumea, om, comunitate cu comunitate, om cu om, picătură cu picătură de ulei esențial împărtășit. Mai mult, sloganul, motto-ul care s-a dezvoltat în timp, da, a crescut și a căpătat noi valențe, este We help the world heal. Ajutăm lumea să se vindece. Și atenție că vindecarea aceasta vine pe toate planurile. Toată lumea, când se gândește la vindecare, se gândește în primul rând la corpul fizic, dar să nu uităm că noi avem și corpul mental-emoțional, că noi avem și planul relațional cu familia, cu prietenii, cu colegii, avem și planul financiar și toate aceste domenii trebuie să le vindecăm. Da? Bun, și totul a pornit de la aceste esențe pure naturale. Compania doTERRA este recunoscută și are ca produs principal uleiurile esențiale pe care îl pune pe piață. Așadar, haideți să vedem ce sunt aceste uleiuri esențiale. Acestea sunt substanțe volatile care sunt obținute din plante, din diverse părți ale plantelor, fie din flori, frunze, tulpini, rădăcini, scoarță, semințe și așa mai departe. Sunt, dacă vreți, sistemul de apărare, sistemul imunitar al plantelor respective, și plantele, să știți, natura este inegalabilă în complexitatea ei, e în stare să combine uleiuri esențiale în funcție de nevoile ei, da? Adică să producă anumite uleiuri, o plantă, un copac, un arbore, să schimbe principii activi din acel ulei esențial care curge prin el în funcție de necesități, și o să vă spun la momentul potrivit despre ce este vorba, chiar într-un documentar am văzut asta. Plantele folosesc aceste uleiuri esențiale tocmai pentru a se apăra de dăunători, pentru a-și asigura proliferarea prin a atrage polinizatorii și pentru a se regenera, a se repara în cazul în care sunt rupte, rănite, tăiate. Uleiurile esențiale pure sunt extrem de concentrate și o să folosesc deseori acest cuvânt pure și o să ne referim doar la uleiurile doTERRA, o să vedem imediat de ce, pentru că uleiurile esențiale pure se obțin din plante cu atenție selectate și prin metode foarte curate de obținere, practic prin distilare cu abur, care se petrece la temperaturi joase, atent observată în diverse timpi, de câteva ore până la zeci de ore se poate distila o plantă pentru a obține uleiul și se folosesc de la câteva kilograme de plantă în cazul unor plante până la sute de kilograme și mii de kilograme în cazul altor plante, cum ar fi de exemplu roinița, pentru a obține, sau tone chiar, pentru a obține un litru de ulei esențial. Da? Asta însemnând că din planta respectivă obținem uleiurile prin cele două metode, distilare cu abur și prin presare la rece.
Asta aduce la faptul că vor fi extrem de concentrate, da? Adică efectiv se obține uleiul esențial, picătură cu picătură se extrage din acea plantă și sunt atât de concentrate, ca să vă faceți o idee, fără să extrapolăm la fiecare plantă, da? Este doar un exemplu real, calculat, o picătură din uleiul esențial de mentă pe care noi chiar îl avem aici, nu știu cum e la voi, dar la noi astăzi e foarte cald la Cluj, da? O picătură, exact cum am picurat eu acum în palmă, mi-au scăpat chiar două, este echivalentul a 28 de cești de ceai de mentă. Adică, câtă plantă intră în 28 de cești de ceai, plantă proaspătă, din atâta plantă se obține o picătură de ulei esențial de mentă, pe care eu acum am să o folosesc cu succes pentru a mă răcori și în difuzorul pe care l-am folosit mai înainte am pus tot uleiuri mentolate, pentru că este unul dintre beneficiile uleiului de mentă. Un ulei esențial conține sute și mii de compuși chimici naturali activi, da? Este motivul pentru care ele sunt atât de eficiente și acești compuși, ziceam că variază în funcție de plante. Nu sunt ceva nou pe piață, sunt folosite de mii de ani, practic ele preced toată farmacologia actuală, sau sunt și studiate mult prea puțin în facultățile de farmacie și de medicină, însă există mii de studii făcute științifice, da, pe acești compuși chimici activi din uleiurile esențiale obținute din plante naturale, pentru că s-a dovedit eficiența lor de-a lungul miilor de ani de când ele sunt folosite. Există mai multe tipuri de uleiuri esențiale, da? Sub această titulatură de ulei esențial există mai mult, practic, sunt multe produse pe piață care se numesc exact, ulei. Cu siguranță ați remarcat că mai nou și detergenții de haine conțin uleiuri esențiale și detergenții de vase conțin uleiuri esențiale, mă refer la cei din comerț, da? Că cei de la doTERRA sigur conțin 100% și naturale. Însă, din păcate, vestea proastă pentru unii care mai folosiți uleiuri esențiale, dar nu de la doTERRA, este aceea că sub 1% din uleiurile esențiale de pe piață sunt uleiuri cu grad terapeutic, adică sunt uleiuri pure, dar și cu grad terapeutic, da? Marea majoritate a uleiurilor sunt uleiuri sintetice, adică n-au văzut în viața lor plantă, nu s-au întâlnit cu natura, au fost pur și simplu obținute în laborator, și ceea ce noi avem în sticluța respectivă este o astfel de substanță care are un miros pe care noi, nefiind cunoscători în domeniu, nu-l recunoaștem. Noi ni se pare că miroase a lavandă sau ni se pare că miroase a mentă. Este ceea ce găsiți în sticluțele la 30-40 de lei în magazine, din plafar, atunci când găsiți sticluțe de la o anumită companie. Și nu contează ce plantă, din ce plantă e uleiul respectiv și toate sunt la același preț, vă garantez că este ulei sintetic. Apoi avem uleiurile alimentare, sunt cele care se regăsesc foarte puțin la vânzare, se folosesc în industria alimentară pentru a fi adăugate în sosuri, drajeuri și așa mai departe. Avem uleiurile terapeutice, care în general se folosesc la masaj, în spa, în aromaterapie, și dintre acestea, foarte puțin, după cum ziceam, sub 1%, sunt uleiuri cu grad terapeutic, adică pot fi folosite pentru a ne susține în sănătatea noastră. Sunt foarte multe lucruri extraordinare pe care uleiurile esențiale le aduc în viața noastră și le pot face pentru noi, însă și pe care și noi le-am descoperit și toți cei care utilizează uleiurile de la doTERRA, însă eu am să vă vorbesc acum despre trei din aceste lucruri, am să urmăresc să sintetizez, pentru că sunt trei lucruri care sunt foarte importante pentru sănătatea noastră și e bine să le rețineți. Primul lucru foarte important este pe care să-l rețineți despre uleiurile esențiale doTERRA este faptul că sunt 100% naturale și sigure pentru orice vârstă, de la mic la mare, nu au efecte secundare și nu dau dependență. În consecință, ele pot fi folosite în orice moment, de la orice vârstă, evident, folosind diluțiile potrivite, o să discutăm imediat și despre asta, și reținând că uleiul nu este adulterat. În această sticluță avem strict uleiul esențial obținut din acea plantă prin cele mai pure metode și garantat CPTG, adică Certified Pure Therapeutic Grade,
care trece fiecare lot de ulei printr-o serie mare de teste care să ateste puritatea uleiului, lipsa oricăror elemente care n-au ce căuta acolo, gen metale grele sau orice altceva ce pot să survină din natură. Uleiurile provenind din plante crescute în mediul lor natural, acolo în zonele de pe glob unde ele se dezvoltă în solul și clima cea mai potrivită. Și în plus, standardul acesta de calitate CPTG, care e cel mai înalt standard de calitate din industria uleiurilor esențiale, garantează faptul, nu numai puritatea, garantează faptul că profilul chimic al uleiului este în așa fel încât să ofere virtuțile terapeutice necesare. Pentru că, până la urmă, aceste două lucruri sunt esențiale ca uleiul să fie eficient, să fie 100% pur și să aibă profilul chimic care să-l facă eficient din punct de vedere terapeutic. Exact. O să discutăm când vorbim despre lavandă. Un al doilea lucru extraordinar despre aceste uleiuri esențiale pură de la doTERRA este faptul că sunt mai eficiente decât medicamentele de sinteză și aici vreau să vă dau acel exemplu dincolo de ce vedeți pe ecran și care este foarte concludent și vă rog să citiți textul respectiv. Ziceam că am văzut un documentar în care se prezenta pe BBC faptul că un arbore ale cărui frunze au început să fie mâncate de o omidă a transmis automat prin sistemul lui nervos central, a transmis către sistemul nervos central că avem un dăunător care ne mănâncă frunzele și imediat arborele a început să creeze un cocktail din acele substanțe active, ulei esențial, pe care să-l trimită către frunze ca să îndepărteze dăunătorul. Cocktail specific pentru acel dăunător, adică principii aceia activi care se regăsesc în mod normal în arborele respectiv au fost în așa mod compuse și combinate între ele astfel încât să acționeze direct pe dăunătorul respectiv. De ce totuși vedem arbori cu frunzele mâncate de omizi? Pentru că, spre deosebire de noi unde impulsurile nervoase circulă foarte rapid, în cazul unui arbore foarte înalt, seva, da? Exact cum seva curge pe canalele lui principale, la fel și sistemul lui nervos tot pe acolo își transmite semnalele odată cu seva și durează puțin până ajunge semnalul. 10 de minute. Da? Și atunci ajung să se înfructe și dăunătorii până la un moment dat. Atât de complexă este natura și inegalabilă în tot ceea ce poate ea să facă. Și al treilea lucru extraordinar despre uleiurile de la doTERRA este ceva ce cu siguranță nu v-ați așteptat unii dintre voi care ați mai auzit poate despre uleiurile de doTERRA, dar poate că ați auzit cu totul altceva, este faptul că sunt mai ieftine decât alternativele medicale tradiționale și asta pentru că sunt atât de puternice încât le folosim cu picătura. Oricât de mult ne-ar fi plăcut un ulei sau cât de bine ne face, nu o să folosim niciodată un sfert din sticluță, Doamne ferește, amintiți-vă de cele 28 de căni de ceai de mentă dintr-o picătură de ulei esențial de mentă. Deci, să rețineți, dintre sutele de lucruri extraordinare și chiar v-aș provoca pe cei care sunteți aici și folosiți uleiuri esențiale să îmi lăsați încet fiecare măcar un lucru care vi s-a părut extraordinar pe lângă cele sintetizate aici, sunt 100% naturale și sigure, sunt mai eficiente decât medicamentele de sinteză și sunt mai ieftine. Există de asemenea trei modalități principale în care putem să utilizăm uleiurile doTERRA și acestea sunt aromatic, topic și intern. Aromatic înseamnă că le vom inhala în diverse moduri, da? Fie le difuzăm cu ajutorul acestor aparate difuzoare care funcționează de obicei pe bază de apă și cu picături de ulei esențial, da? Am un astfel de difuzor aici pe care îl iubesc pe perioada verii pentru că atunci când este atât de cald, atât de bine face să ai un astfel de difuzor la tine, e și portabil. Cu ajutorul difuzoarelor, de altfel toată lumea din încăpere beneficiază de proprietățile uleiului respectiv. La fel putem să inhalăm uleiurile direct din sticluță, cum o vedeți pe doamna din imagine, sau să picurăm în palmă și să frecăm de 2-3 ori și să facem palmele căuși la nas și să inhalăm. În felul acesta ne vom putea bucura de calitatea uleiurilor esențiale și de beneficiile lor oriunde și oricând. Da? Mergem apoi
La a doua modalitate, sărim peste partea asta și ne întoarcem, la a doua modalitate de utilizare a uleiurilor doTERRA, aplicarea topică, asta înseamnă că vom aplica uleiurile pe noi, pe piele, acolo unde avem nevoie. Dacă am o problemă de tub digestiv, e logic că o să-mi pun uleiurile pe zona abdomenului sau în talpă și pe coloană dacă este o problemă sistemică sau la punctele de puls, în funcție de cum vreau să ajungă uleiurile cât mai repede în sistemul meu. E important să înțelegeți că în oricare din cele trei moduri de utilizare alegem să folosim uleiurile, în maximum 20 de minute ele vor ajunge la nivel celular, pentru că o molecula foarte fină și în oricare modalitate le folosim, în cantități diferite, evident, dacă le folosim aromatic, într-o cantitate mai mică, topic mai mare, intern și mai mare, vor ajunge la nivel celular. La aplicarea topică este recomandat să folosim uleiuri de diluție, uleiuri vegetale pure la rândul lor, uleiul fracționat de cocos fiind cel mai recomandat, pentru că, vă reamintesc, sunt extrem de potente. A treia metodă de utilizare este administrarea internă, care din nou are mai multe submodalități, fie să picurăm direct sublingual, da? Sau să punem o picătură în paharul cu apă și să amestecăm bine și să bem, sau în acele capsulițe vegetale pe care le vedeți și în imagine, atunci când vrem să combinăm mai multe uleiuri în diverse situații, ca să ne susținem organismul în redobândirea armoniei și a echilibrului, folosim acele capsulițe vegetale pe care le închidem și le bem cu apă. De asemenea, tot utilizarea internă se cheamă și dacă adăugăm uleiurile în ceai, în smoothie, unii chiar în cafea, și adaugă uleiuri esențiale în orice băutură sau în orice mâncare alegem să utilizăm uleiurile. Și ne întoarcem puțin la modul în care, din punct de vedere aromatic, uleiurile ne influențează, pentru că este și motivul pentru care noi suntem astăzi aici, da? Acela că noi am vrut uleiurile cele mai pure în casă pentru a utiliza simțul mirosului, care este un simț primar al ființei noastre, este primul care se dezvoltă și ultimul care dispare atunci când plecăm și este simțul pe baza căruia noi, ca ființe umane, biologice, ne recunoaștem semenii, chiar dacă nu mai suntem conștienți de asta. Avem diverse atracții sau repulsii pe baza simțului mirosului, este mult mai evident în cazul animalelor acest lucru, dar totuși omul a rămas o ființă instinctuală, oricât de mult a evoluat, și chiar dacă nu mai conștientizăm asta, simțul mirosului primează foarte mult în viața noastră. Și ca să vă dau un exemplu, a cât de mult ne influențează emoțiile simțul mirosului, am să vă rog acum să vă gândiți la mirosul de pâine caldă. Poate nici măcar n-ați avut o bunică care să vă facă pâine caldă acasă, dar undeva la un moment dat ați adulmecat mirosul de pâine proaspătă caldă în cuptor și să îmi ziceți într-un cuvânt acolo, să-mi lăsați nici nu măcar un cuvânt, să-mi lăsați un 7 încet cei care ați avut așa un sentiment de bine dintr-o dată, de confort lăuntric, de pur și simplu v-ați înmuiat așa pe interior și totul s-a înseninat așa puțin totul. Asta face o amintire fixată, da, și corelată cu un miros, cu o aromă. Pe de altă parte, dacă vă spun de mirosul de dentist, nu există un miros de dentist, dar cu toții știți la ce mă refer și vă rog să-mi puneți un 3 încet dacă ați simțit așa o ușoară strângere în stomac. Când v-am spus asta, da? Dentist. Când vorbim despre arome naturale obținute din plante, ele vin la rândul lor cu proprietăți specifice care să lucreze cu emoțiile noastre. Principii activi din aceste plante, din aceste uleiuri, declanșează anumiți hormoni. Sunt uleiuri, sunt principii activi care lucrează pe secreția de endorfine, care lucrează pe secreția de dopamină și așa mai departe, ne liniștesc, scad secreția de cortizol, da? Astfel încât noi chiar putem să lucrăm cu uleiurile esențiale pentru a ne calma, pentru a ne echilibra din punct de vedere emoțional, a aduce armonie în ființa noastră și în relațiile din viața noastră. Și deloc întâmplător, doTERRA a creat o linie, o gamă întreagă de uleiuri emoționale și nu sunt doar acestea din imagine, da? Pentru că mirosurile astea fac, trezesc în subconștient diverse stări de conștiință,
unele corelate cu diverse experiențe pe care le-am avut și pe care le-am ancorat de câte un miros, altele pur și simplu aroma, principiul activ din, sau principiile active din uleiul respectiv acționează asupra hormonilor din ființa noastră. Așadar, vă invit cu drag să folosiți uleiurile zi de zi, în orice moment, și pe post de parfum, pentru că vor acționa de fiecare dată și în plan emoțional și orice situație ați avea și pentru orice ați folosi. Și dacă tendința este ok, acum vreau să-mi pun doar ulei de lămâie în apa de băut, eu întotdeauna și măcar miros din sticluță uleiul respectiv, da? Adică folosesc și în acest mod. Și apropo, că crezi în uleiuri sau nu crezi în uleiuri, în momentul în care tu miroși un ulei, la nivelul subconștientului tău deja s-au declanșat niște mecanisme. Bineînțeles, fiindcă e vorba de subconștient, sunt lucruri pe care nu le conștientizăm. Dar faptul că nu le conștientizăm nu înseamnă că nu se petrec. Da? Și cu siguranță că ați auzit, nu, de acea teorie care e îmbrățișată și de medicina oficială din ce în ce mai mult, și anume că la baza majorității, de fapt a tuturor bolilor, da, stau emoțiile negative. Dați un... Un doi. Încerc dacă sunteți de acord că, cu această teorie, că la baza bolilor de care oamenii suferă sunt emoțiile negative. Ok. Ei bine, în momentul în care noi mirosim un ulei esențial, da, la nivelul subconștientului se declanșează emoții constructive, pozitive, care, dacă suntem sănătoși, ne vor susține starea de sănătate, dacă suntem bolnavi, ne vor ajuta în procesul de vindecare. Și acest lucru se petrece nu într-un minut, nu în 5 minute, ci se petrece instantaneu. Pentru că simțul mirosului este singurul care ajunge nefiltrat la sistemul limbic, cel care răspunde de controlul emoțiilor, da? Ritmul cardiac și așa mai departe. Și tocmai de aceea mirosurile întotdeauna generează efecte instantaneu, da? Așa că uleiurile esențiale acționează direct la nivel de cauză, pentru că cauza întotdeauna este la nivel subconștient și nu numai atât, acționează instantaneu. Așa cum și eu am acționat instantaneu acum, pentru că îmi dădea laptopul semne că rămâne fără baterie. Bun, mergem mai departe și trecem să vorbim despre câteva uleiuri, pentru că deloc întâmplător, foarte pe scurt, am să le numesc doar, trebuie să începem de undeva. Și foarte multă lume cu care intru în discuții mă întreabă, ok, dar de unde să încep? Adică, uite, eu am problema asta sau am problema asta. În funcție de situație, dacă e o situație acută, să zicem, intervenim pe situația respectivă. Dacă nu, recomandăm tuturor, deloc întâmplător, doTERRA a creat acest pachet cu numele de Home Essential Kit, pentru că sunt uleiurile esențiale necesare în orice casă, da? Sau familie. Și dacă doTERRA, prin stafful științific și medical, a considerat că aceste 10 uleiuri sunt necesare, sunt uleiuri de bază care vin să ne susțină organismul și întreaga familie în orice provocare cu care ne putem confrunta noi într-o familie, provocări de zi cu zi, atunci cu siguranță o să ne prindă bine tuturor și sunt cele pe care le recomandăm tuturor să le aibă în casă în orice moment al zilei. Și printre cele 10, exact cum le vedeți în imagine, nici n-am să vă prezint mai mult decât atât, avem 4 blenduri sau amestecuri, unul pentru respirație, îl vedeți în stânga jos, dar se numește Air, nu Breathe. De altfel, denumirile lor în limba engleză sugerează clar la ce se folosesc, intervine și susține sănătatea sistemului respirator în orice situație. Apoi, blendul Zen Gest, care vine cu digestie zen, da? Susține sistemul digestiv.
în orice situație. Uleiurile, la fel ca medicamentele, nu vin să vindece nimic. Ba, mai mult diferit față de medicamente, nu vin să lucreze pe efect, ci uleiurile se duc direct la cauză, pentru că vin să ajute organismul în procesul de reechilibrare. Apoi, blendul On Guard ne pune în gardă, ne ajută, ne susține sistemul imunitar. Blendul Deep Blue este probabil singurul care nu vă sugerează ceva anume, dar vine să ne susțină tot ceea ce înseamnă răspunsul inflamator sănătos al organismului, da? Tot ceea ce înseamnă tensiuni, contracții la nivel articular, muscular și așa mai departe, dureri. Apoi avem 6 uleiuri singulare, uleiul de lămâie, citricele cunoscute pentru proprietățile de detoxifiere și care ne dau o stare înălțătoare de spirit. Apoi uleiul de lavandă, care este calmant, liniștitor pe toate planurile, începând de la planul emoțional până la piele, păr, unghii. Apoi 2 antibiotice naturale, titri sau melaleuca și oregano, cel mai puternic antibiotic natural. Zic antibiotice între ghilimele pentru că ele nu sunt antiviață. Ele, dimpotrivă, lucrează selectiv, da? Vin și refac echilibrul în organism. Trebuie să reținem faptul că noi suntem mai mult, organismul nostru este constituit din o treime celule și avem mult mai multe bacterii și microorganisme decât celule în organism, da? Și doar când aceste bacterii intră într-un dezechilibru, se petrec diverse chestii. De fapt, când sistemul nostru imunitar este slăbit, atunci se dezechilibrează totul. Și atunci, uleiurile vin și ne susțin. Apoi avem uleiul de mentă, despre care deja ați aflat că are efect răcoritor. În consecință, gândiți-vă, extrapolați la orice situație în care ați avea nevoie de răcorire, de la vară până la bufeuri, până la febre, până la respirație răcoritoare, până la oxigenare celulară. Apoi, ce am lăsat? Titri am vorbit. Tămâie, frankincense sau tămâie, regele uleiurilor. Există o vorbă în aromaterapie: când nu știi ce să folosești, folosește uleiul de frankincense. Da? Este un ulei cu veleități absolut extraordinare, cum de altfel să nu uităm, fiecare ulei are veleități extraordinare, fiecare pe plaja lui de acțiune foarte largă. Uleiul de tămâie este recunoscut pentru proprietățile sale antioxidante, este regenerator celular, în consecință este recomandat să-l folosim chiar administrat intern, zi de zi, și aplicat pe ten, de ce nu? Dar este și un ulei care ne ajută să ne regăsim pe noi înșine, să ne centrăm, să ne regăsim liniștea lăuntrică și siguranța de sine. Deloc întâmplător, tămâia în trecut, tămâia aceea adevărată, rășina de tămâie, era folosită în ritualurile spirituale. Și ajungem să vorbim acum, pentru că am discutat despre uleiuri, cele care au dat startul, da? Compania doTERRA a crescut pornind cu uleiurile esențiale și se dezvoltă în continuare pornind de la uleiurile esențiale, însă pornind de la uleiurile esențiale a dezvoltat o întreagă gamă de produse care să ne susțină în sănătatea noastră. Pentru că, dragii mei, sănătatea noastră nu este ceva, așa și spune, sănătatea mea, da? Nu e ceva ce ține nici de medicul meu de familie, nici de, nu știu, sistemul de medicină din țara în care trăiesc sau de șeful de la servici, cei care aveți așa ceva, sau de partenerul de viață care poate ne mai supără câteodată. Sănătatea mea e sănătatea mea și eu sunt responsabilă pentru ea în primul rând. Și modul în care noi alegem să ne ducem viața zi de zi influențează foarte mult, nu foarte mult, covârșitor, influențează 100% sănătatea noastră. Hai să zicem 99%, nu 100%, pentru că s-a demonstrat științific că foarte puține din bolile actuale sunt genetice. Dincolo de genetică, există epigenetică, da? Genele sunt cele care influențează ceea ce se petrece în organismul nostru, însă, înainte de asta, epigenetica este cea care stabilește modul în care genele noastre se manifestă sau nu, da? E ca exact la, cum îi spune, la de muzică. Mixer. La mixerul de muzică, da? Când ai butoanele alea multe,
unele le activezi, altele le dezactivezi. Dar apropo de asta, Dr. Bruce Lipton, probabil toți ați auzit de el, este unul dintre părinții acestei noi științe epigenetica. Dar el spune, de exemplu, că în cazul cancerului, peste 95% dintre cancere nu au o cauză genetică, ci o cauză epigenetică, care ține de mediul în care noi trăim, de stilul de viață, da? De ce gândim, de ce mâncăm, de la ce suntem expuși. Da? Toate acestea generează peste 95% dintre cancere. Haideți să vedem ce înseamnă stil de viață sănătos. Și deja aveți pe ecran și chiar am să vă rog să vă dați fiecare o notă de la 1 la 5 pe fiecare din acele trepte și să faceți o medie și să-mi scrieți media în ecran. Nu o să zăbovim foarte mult aici, că deja Dan nu își făcea probleme. Însă vreau să... E un aspect foarte important, piramida sănătății pe care am reîntâlnit-o la Dodera și m-am bucurat foarte mult, care reiterează încă o dată cât de important este să fim conștienți că sănătatea noastră ține de modul în care noi alegem să ne trăim viața. Și anume, ține de, eu am să vă prezint altfel, da, de patru stâlpi importanței sănătății noastre, nutriția. Dieta noastră pe care o alegem și nutriția. Noi mâncăm pentru că organismul nostru are nevoie de nutrienți. Însă nutrienții de care are nevoie organismul nostru nu sunt ceea ce noi mâncăm. Dacă vedeți cât iese din ceea ce mâncăm, vă dați seama cam cât ați asimilat. Din păcate, în ziua de azi este foarte dificil să-i asigurăm organismului, este imposibil aproape, să-i asigurăm organismului necesarul zilnic de nutrienți, minerale, vitamine, oligoelemente, fitonutrienți de care are nevoie printr-o alimentație bogată și sănătoasă. Da? Evident că mă refer la alimentație și o dietă cât mai sănătoasă, pură, naturală, organică, spuneți-i cum vreți. În consecință, suplimentarea nutritivă nu mai este un moft, este o necesitate, dar atenție că și aici e foarte important să vedem ce suplimente alegem și e nevoie să aducem în organism suplimente naturale, dragii mei, nu de sinteză, nu cele pe care le găsim în Plafar sau în Kaufland sau în farmacii sau pe care sunt trecute niște denumiri pe care nu le recunoaște, n-au nicio legătură cu plantele, pentru că organismul nu le recunoaște, da? Organismul recunoaște ceea ce este organic. De aia avem nevoie de suplimente naturale și aici la Dotera avem o gamă întreagă de suplimente despre care o să și vorbim puțin imediat, dar de bază este complexul de minerale, vitamine, oligoelemente, fitonutrienți, Lifelong Vitality Pack, cel care, îl și vedeți acum în imagine, cel care vine să ne aducă doza necesară zilnică de nutrienți pe care noi ar trebui să ne luăm din hrană. Înseamnă asta că nu o să mai mâncăm sănătos? Nu. O să mâncăm și o să rămânim să mâncăm cât mai sănătos, dar suplimentăm, că de aceea se numesc suplimente, cu aceste capsulițe foarte drăguțe, care ne asigură organismului nostru ceea ce el are nevoie. E ca și cum... ei spune mașinii tale, te-ai urcat în ea și ei zice du-mă fără ca tu să-i dai să mănânce, fără să-i dai combustibil, da? Mașina aia nu o să te ducă nicăieri. Ei, corpul nostru te duce pe baza combustibilului sărac pe care tu îl dai din mâncarea ta până la un moment dat. Și moment în care, neavând ce-i trebuie, la un moment dat face câte o boală, da? Un dezechilibru de asta, o disfuncție, tocmai pentru că atâta vreme a fost privat, înfometat, dacă vreți. Apoi, un alt stâlp important al sănătății noastre este mișcarea fizică și odihna. Câți vă dați note maxime pe partea de mișcare? Aproape cred că sunt foarte puțini cei care își dau o notă maximă pe partea de mișcare. Suntem o societate de sedentari, stăm foarte mult la calculator, la birou, pe canapea, da? Apoi partea de odihnă și mai puțin decât atât, pentru că cu toții dormim noaptea, în general, dacă nu aveți serviciu de noapte, însă foarte puțini sunt cei care au un somn de calitate și aici avem soluții pe ambele domenii. Apoi avem un alt stâlp important, al treilea este stresul toxic, adică tot ceea ce ingerăm, substanțe chimice, sintetice, tot ceea ce ingerăm și inhalăm și punem pe noi, da? Substanțe chimice, sintetice pe care organismul nu le recunoaște și nu știe cum să le sintetizeze, cum să le administreze. Și gândiți-vă că facem asta zi de zi, această intoxicare continuă zi de zi, prin tot ceea ce mirosim, aerul poluat, prin toate substanțele, duș, gelurile, citiți etichetele.
parfumurile, tot ceea ce punem pe noi, detergenții cu care ne spălăm hainele și stăm apoi în acele haine, credeți că întâmplător doTERRA a creat uleiuri esențiale pe care le folosim, putem folosi și pe post de parfum, a creat creme, a creat uleiuri esențiale, produse de îngrijire corporală, detergenți și așa mai departe, tocmai pentru că e foarte important să avem grijă de partea asta a vieții noastre ca să ne susținem organismul în acest stres toxic. Cu alte cuvinte, să reducem expunerea la acest stres toxic și al patrulea stâlp al sănătății noastre, al casei sănătății noastre, da? Sunt patru stâlpi pe care se sprijină casa sănătății noastre, este stresul mental-emoțional. Și deloc îndâmplător l-am lăsat la sfârșit, pentru că dintre toți acești importanțe ținem toți stâlpii puternici, astfel încât casa noastră să fie bine ancorată la înălțime, să nu vină niciun fel de maree și să o ia pe sus. Oricare dintre acești stâlpi nu se poate nărui așa, dintr-o dată, treptat, da? Mâncăm sărăcăcios, nu dăm organismului ce are nevoie, treptat, treptat, organismul nostru slăbește. Același lucru, îl intoxicăm, da? Ei, în clipa în care vorbim despre emoții și stres mental emoțional, lucrurile se petrec exact la fel, treptat, zi de zi, deloc întâmplător, lupta în ziua de azi se dă la nivel mental, este vorba de stresul acesta cotidian și medicina actuală recunoaște că, virgulă, cauza numărul unu a tuturor bolilor este stresul, da? Sunt emoțiile, cum zicea Dan, și acolo este domeniul în care lucrurile se pot petrece așa. Da? Deci e foarte important să avem grijă de partea aceasta mental-emoțională și aici uleiurile sunt cele care ne pot calma cum eu personal și ne pot liniști și ne pot oferi acel confort sufletesc, cum eu personal nu am crezut că se poate, până în clipa în care chiar am testat și în acest plan uleiurile, pentru că eu, fiind învățată să meditez și să îmi aleg stările de conștiință pe care le trăiesc, provocată și eu la rândul meu de ceea ce se petrece în jurul meu, erau momente în care chiar era necesar să meditez 15-20 de minute sau ca să îmi regăsesc starea mea naturală, da? Zen. Ei, cu un ulei esențial am putut să fac asta în 2 minute și vă provoc să testați oricând aveți nevoie. Așadar, foarte important să avem grijă de sănătatea noastră pe toate planurile. Mai mult, dincolo de stilul nostru de viață, despre care cumva cu toții știați, nu cred că sunt lucruri pe care le-ați aflat acum, uite, văd deja câteva note aici care nu mi-arată bine, dintr-o medie de 25 maximă ce văd aici nu e suficient. Produsul cel mai revoluționar, dacă vreți, pe care doTERRA l-a pus pe piață în acest an în Europa, sistem metabolic, da, de sănătate metabolică, este acest MetaPower pe care îl vedeți în imagine. Este un sistem alcătuit din 5 produse diferite. Practic sunt 3 produse principale și unul dintre ele încapsulat diferit pentru o posibilitate de a-l folosi oriunde și oricând. Da, blendul se regăsește încapsulat sub formă de beadlets și de soft gel, astfel încât să putem să-l folosim în toate modurile posibile și oriunde ne-am aflat. Ce face acest sistem și de ce avem nevoie de sănătate metabolică? Pentru că metabolismul nostru, dragilor, nu înseamnă doar să metabolizăm hrana, care e foarte important, și să ne luăm din hrană ce avem nevoie, nutrienții de care vă ziceam, dar care sunt prea puțini din ce vă ziceam mai înainte. Metabolismul nostru înseamnă toate procesele care au loc în organismul nostru, inclusiv modul în care noi producem energia celulară, da, la nivel mitocondrial, pentru că ne-am extras nutrienții din ce am reușit să aducem în organism și să ne ajungă la nivel celular, care să producă energie celulară, și am extras glucoza din ceea ce mâncăm, da, astfel încât acest sistem de sănătate metabolică exact asta face. Vine cu MetaPower Advantage pe care îl aveți în dreapta și care ne aduce 9 tipuri de colagen în organism. Toți ați auzit despre colagen și despre importanța colagenului și toți vă gândiți la, sau ne gândim, da, la unghii, piele, păr, când ne gândim la colagen, să nu uităm că este proteina structurală cea mai importantă din organismul nostru, colagenul, și intră în construcția fiecărei celule și este foarte, foarte important. Și
acest produs este cel care vine cu 9 tipuri de colagen din cele 24 găsite în organismul uman, ca să ne susțină sănătatea pe toate domeniile. Produsele sunt în așa fel realizate încât să asigure o echilibrare a spike-urilor de glicemie, da? Glicemia fiind cea care... A vârfurilor, da? Glicemia este, așa cum s-a descoperit destul de recent, în ultimii ani, cu toții știm că e ceva păcătos, da? Dacă glicemia noastră o ia razna, însă poate nu cu toții știți cât de păcătoasă este treaba asta și că, de fapt, toți ne supunem organismul la aceste vârfuri, spike-uri, da? De glicemie pe tot parcursul zilei prin stilul de viață pe care îl adoptăm. Prin modul în care ne hrănim, în clipa în care ajung carbohidrații în organismul nostru și se descompun și glucoza aceea ajunge în sânge, se produc acele spike-uri mari de glicemie care au un... Noi zicem că nu ne afectează, da? Nu am fost diagnosticați cu diabet sau alte boli, pe noi nu ne afectează. Însă s-a demonstrat științific că aceste spike-uri de glicemie sunt foarte oxidative, ceea ce înseamnă că ne îmbătrânesc, da? Și nu mă refer la faptul că mă îmbătrânesc la față sau la... Ne îmbătrânesc pe noi, la nivel celular. Adică cel mai ușor... poate înțelegeți prin următoarea analogie. E una să conduci mașina tot călcând-o la maxim și forjând-o și după aia mai pui frână și iar o forjezi, sau mergi lin, da, cu schimbări lente de viteză fără să bruschezi mașina. Ei bine, când avem vârfuri din acelea de glicemie, e ca și când am bruscat mașina. Și normal că un motor care e forjat la modul ăsta se va uza mult mai repede decât unul care este utilizat într-un mod decent. Și v-aș vorbi mult despre acest sistem, pentru că, într-adevăr, a adus o să facem separat atât de multe beneficii de în scurtul timp de când a fost lansat pe piață, atât de multă lume a beneficiat de el, încât e ceva cu adevărat revoluționar și merită să îl luați în calcul, dar la modul să luați în calcul pe minim 4-6 luni să îl consumați, da? Și o să vedeți rezultate pe domenii pe care nici nu vă așteptați. Până la vedere îmbunătățită. Oameni care purtau ochelari de ani de zile și rețeta li s-a tot îmbunătățit la vârste super înaintate de când folosesc acest, în 6 luni de când folosesc acest produs. Da? Bun. Cât de importantă este sănătatea metabolică? Păi, ceea ce vedeți în imagine, acest grafic, arată cam ceea ce se petrece în viața unui om obișnuit, acolo cu linia, prima linie gri, pe care o vedeți, da? Populația medie, care media de viață este undeva la 75 de ani, dar nu înseamnă că sunt 75 de ani sănătoși, da? 75 de ani de viață. În care, după cum vedeți, dacă faceți așa un calcul, cam pe la 25 de ani când ajungem, știți că de la 25 de ani până acolo creștem, ne dezvoltăm, după care începem să îmbătrânim, că ne place sau nu, cum vrem să numim asta, contează însă cum îmbătrânim, da? Pentru că unii la 40 de ani pot să fie deja devitalizați și sfârșiți și la 60 de ani sau 50 și să facă o boală pe care o să o ducă în ultimii 10, 15, 20 de ani de viață, alții, în schimb, pot să rămână sănătoși până la sfârșit în funcție de stilul de viață pe care îl aleg. Practic, medicina actuală a reușit să prelungească speranța de viață, însă la o calitate a vieții foarte scăzută, da? Și bineînțeles că nu ne interesează numai să trăim mult, ne interesează să trăim mult și sănătoși. Da? E important ca acei ultimi ani din viață să nu fie niște ani în care ne chinuim într-un corp bolnav. Da? Și practic, dacă noi investim în stilul nostru de viață și inclusiv acest sistem MetaPower ne ajută în această direcție, putem face ca această curbă, curba portocalie, da? Vedeți? Care ne permite să avem o calitate a vieții ridicată până în ultimele zile ale vieții noastre. Practic, da? Să rămânem sănătoși, activi, plini de energie, de vitalitate, să ne trezim cu bună dispoziție și să acționăm, să activăm în fiecare zi a vieții noastre până la sfârșitul vieții noastre. Când o să fie aia? Dacă la 75, dacă la 80, dacă la 100? Înțelegeți? Să dăm viață anilor noștri. Bun.
Și ca să închei partea mea, pentru că vrem să trecem prin tot ce ne-am propus să trecem astăzi și am și început cu întârziere, toate aceste soluții pe care vi le-am prezentat astăzi, toate aceste minunății despre care ați auzit, pentru că ați auzit cu toții, cel puțin dacă sunteți aici, măcar ați auzit despre doTERRA tot vorbindu-se, exact de ați auzit vorbindu-se atât, pentru că sunt atât de extraordinare produsele astea. Și sunt convinsă că ați venit aici tocmai ca să vedeți de ce, ați aflat câte ceva despre ele, haideți să aflați și cum puteți să intrați în posesia lor. Sunt trei modalități prin care puteți să intrați în posesia lor, despre prima nici nu o să vorbesc pentru că niciodată n-am oferit nimănui această posibilitate să le ia la preț întreg, preț de raft, când știu că pot să ajut omul să-și le ia la același preț cu care mi le iau și eu, adică preț de depozit redus cu 25% față de prețul de vânzare. Sau chiar la un preț mai mic decât prețul de depozit în cazul în care alegeți să vă creați cont de membru cu un pachet. Da? Practic, ca să aveți parte de acele prețuri cu 25% mai mici, e important să vă creați un cont de membru. Da? Doar membrii au acces la acel preț, dar achiziționând un kit predefinit de doTERRA, aveți discount la discount. Exact. Și în imagine vă readuc kitul din mijloc, Home Essential Kit, despre care am spus, toată lumea trebuie să aibă aceste uleiuri în casă dacă vreți să porniți cu dreptul în susținerea sănătății. La fel de important este să folosim Lifelong Vitality Pack împreună cu kitul MetaPower sau măcar kitul MetaPower îl avem în imaginea din stânga. Practic, în clipa în care vă creați cont de membru, beneficiați de mult mai multe lucruri decât faptul că vă luați produsele reduse cu 25%, dacă în oricare variantă. Dar atunci când alegeți un kit, de exemplu Home Essential Kit, aveți un discount de 200 de euro față de prețul de vânzare, aveți biroul virtual în care vă puteți face ulterior comenzile, dar din punctul meu de vedere, dragilor, cel mai important este faptul că aveți și un consultant personal. Persoana care vă îndrumă, vă ghidează, cea care vă ajută să vă creați contul de membru, cea care v-a invitat la acest eveniment, de exemplu, este persoana care vă devine consultant și care vă ajută să utilizați eficient aceste produse absolut extraordinare. Unul dintre motivele pentru care, prin motiv important pentru care doTERRA nu a pus aceste uleiuri pe piață în plafare, da, ele fiind produse naturale 100%, este faptul că nimeni într-un plafar sau o farmacie nu ar avea timp să stea cu fiecare om care își cumpără un ulei și să explice cum să folosească uleiul respectiv în multiplele situații în care uleiul respectiv poate fi folosit. Așadar, cei care alegeți să vă creați cont de membru, să aveți acces la aceste produse, aveți mai multe variante. Una principală pe care vă recomand este Home Essential Kit sau, în funcție de necesitățile personale, discutăm cu fiecare și discutați cu persoanele care v-au invitat, astfel încât să ajungeți la soluțiile cele mai potrivite pentru voi în acest moment. Dar, dincolo de tot ceea ce doTERRA ne oferă în planul sănătății și, să zicem, economiile financiare pe care le putem face prin toate aceste modalități prin care ne putem cumpăra produsele și prin faptul că avem parte de consultanță, ziceam că doTERRA ne oferă mult mai mult decât atât. Ne oferă sănătate și fizică și emoțională și relațională, dar și financiară. Și pentru asta am să rog pe Dan să vă povestească cum s-a transformat viața noastră de când a ajuns doTERRA în viața noastră și ce cu adevărat ce poate să aducă doTERRA, pentru că nu doar nouă ni s-a schimbat viața, ci tuturor celor cu care lucrăm îndeaproape. Bun. Înainte de a începe efectiv să vă spun lucrurile pe care vi le-am pregătit, doar foarte, foarte pe scurt vreau să mă prezint. Visul meu din copilărie a fost să devin profesor. Da? Și tocmai de aceea, când am terminat facultatea, deși era o facultate de inginerie, am concurat pentru un post de profesor de informatică la liceu și am câștigat acel concurs. Așa că am fost profesor timp de 9 ani de zile, 8 ani în Șimleu, Silvanie, și un an de zile în Cluj-Napoca.
Mi-a plăcut enorm această meserie de profesor, însă nu mi-au plăcut mai multe lucruri, dar două în special, și anume că trebuia să urmez o programă care conținea multe lucruri absolut inutile pentru elevi. Și al doilea lucru, că după ce m-am mutat la Cluj, chiria a fost mai mare decât salariul, da? Și a trebuit să părăsesc sistemul, am fost nevoit. Și asta s-a petrecut undeva în 2002, cred, da? Unul dintre lucruri, de fapt cel mai important lucru pentru noi în viață, este libertatea, da? Și prin tot ceea ce am făcut noi în viața aceasta, am urmărit să ajungem la libertate. Și când eram noi mai tineri, am gândit în felul următor, că dacă o să obținem libertatea interioară prin practica spirituală, atunci vom rezolva integral problema. Și tocmai de aceea, timp de 10 ani de zile, da, din 1994 până în 2004, am investit aproape integral timpul nostru în practica spirituală, în practica yoghină, da? 10, 12, 14 ore pe zi de meditație și de practica diverselor tehnici. Bineînțeles că am obținut rezultatele pe care ni le-am propus, însă în 2004 ne-am trezit că eram complet faliți. Eram foarte bogat spiritual. Eram bogat spiritual, dar eram faliți din punct de vedere financiar și ne-am dat seama atunci, am avut revelația faptului că dacă vrem să fim niște ființe armonioase, echilibrate, este important să ne dezvoltăm atât în zona noastră interioară, cât și în zona aceasta socială, materială, financiară. Da? Și atunci am început un proces de transformare interioară, de dezvoltare și pe zona aceasta socială, materială. Și am avut șansa ca în 2005 să ne intersectăm cu network marketing, așa cum a spus și Simona ceva mai devreme. Și pentru noi asta a fost o șansă extraordinară, pentru că am învățat o mulțime de lucruri și am găsit într-adevăr un vehicul cu care puteam cu adevărat să ne transformăm și să obținem lucrurile pe care ni le doream. Am obținut am ajuns la un nivel de succes foarte bun și în acel prim proiect, care nu era Dotera, era un parteneriat cu altă companie care e extraordinară. Are produse extraordinare, însă avea un plan de compensare mai solicitant și atunci am optat să nu ne mai implicăm în acel proiect. Rețineți că libertatea era ceea ce noi ne doream cel mai mult în viață și de ce ni s-a potrivit mănușă și consider că îi se potrivește oricui ca oportunitate de creștere, dezvoltare și obținerea orice vrei în viață, pentru că obții tot ceea ce vrei să obții ajutând pe alții să obțină la rândul lor. Există o vorba lui Platon, dar care se potrivește foarte bine network marketing: dacă tu ajuți suficient de mulți oameni să obțină ceea ce își doresc, și tu vei ajunge să obții ceea ce îți dorești. Și amintiți-vă că ceea ce eu îmi doream cel mai mult era să ajut oameni. Bun, și repet, am început să ne implicăm în network marketing. Însă la un moment dat am optat să nu mai fim activi, pentru că, repet, era presiunea foarte mare. Am demarat apoi un proiect spiritual și de dezvoltare personală, ceea ce am visat noi să facem dintotdeauna. Și în acel proiect am obținut într-adevăr o împlinire sufletească extraordinară. Și din punct de vedere financiar câștigam mai mult decât decent, deci trăiam o viață frumoasă, însă totuși nu puteam să ne împlinim cele mai îndrăznețe visuri pe care noi le aveam. Și în 2017 ne-am intersectat cu Dotera. Și
ne-am îndrăgostit din prima de uleiurile esențiale. Deci, experiența contactului cu ele a fost o experiență cu totul și cu totul extraordinară, o experiență extatică. Da? Ideea este că noi am început să utilizăm aceste uleiuri și fiind atât de entuziasmați de efectele pe care le generează, am început să împărtășim cu toată lumea. Da, toți cei care erau în raza noastră de acțiune primeau această informație, în plus majoritatea ne întrebau ei și de-abia așteptam să le răspundem și bineînțeles că în felul acesta deja noi am creat o bază de persoane care erau consumatori și pe care îi consiliam, însă nu ne-am asumat proiectul doTERRA ca proiect de business decât după un an și jumătate. Da? Pentru că, pur și simplu, noi ne trăiam visul. Noi eram într-o situație în care făceam exact ceea ce ne-am dorit dintotdeauna să facem, adică trăiam o viață zen, munca noastră era să fim fericiți, să scriem cursuri, să susținem cursuri spirituale, să organizăm retrageri spirituale la munte, ne intersectam cu oameni minunați, oameni frumoși. Da? De ce să ne complicăm existența? Da? Nu aveam niciun motiv să ne complicăm existența. Însă, văzând cât de extraordinare sunt aceste uleiuri, văzând cât de mult pot ele să ajute oamenii, efectiv am simțit că este responsabilitatea noastră să ne implicăm. Pentru că știam cum se face un astfel de proiect, da? Aveam deja experiență din proiectul anterior, iubeam produsele, știam cât de extraordinare sunt. Și am considerat că ar fi fost o lașitate din partea noastră să nu ne implicăm. Da? Și așa că în octombrie 2018 am decis că o să ne implicăm full-time în acest proiect și că o să facem tot ceea ce este omenește posibil ca aceste uleiuri, aceste produse să ajungă la cât mai mulți oameni din această lume, oameni care așteptau aceste produse. Așadar, dacă și tu ești astăzi în ipostaza în care te-ai îndrăgostit deja de uleiuri și deja ai dat mai departe sau încă nu le-ai folosit deloc și ți se par interesante aceste informații, ești la momentul potrivit și la locul potrivit, pentru că avem, pentru ambele variante, pentru ambii dintre voi, avem soluții. Bun, așa că am început să facem foarte serios această oportunitate și nu numai că am ajutat mii de oameni să-și transforme viețile, dar viața noastră s-a transformat într-un mod absolut fabulos. Da? Nu am crezut niciodată când am demarat acest proiect, că o să ajungem mai aici unde am ajuns în acest moment, da? Că vom putea obține lucrurile pe care le-am obținut și că vom putea impacta atât de multe vieți în bine. De aceea suntem atât de entuziaști și dacă poate că vi se pare că suntem un pic prea entuziaști, cu siguranță când o să fiți și voi în ipostaza noastră, o să fiți la fel și o să ne înțelegeți atunci mult, mult mai bine. Înainte de a vorbi despre unele lucruri de viziune, vreau doar câteva idei despre compania doTERRA, pentru că până la urmă toate aceste lucruri despre care noi vorbim sunt posibile pentru că există doTERRA. Compania aceasta este o companie din Statele Unite, fondată în 2008. Niște fondatori, niște oameni absolut extraordinari, cu o verticalitate cu totul și cu totul extraordinară. De altfel, motivul pentru care noi am decis să ne... Un alt motiv pentru care am decis să ne implicăm în doTERRA este că am văzut
această verticalitate a companiei și a fondatorilor. Da? Este o companie care este deținătoarea, să zicem, recordului la viteza de creștere. Practic, a ajuns de la 0 la 1 miliard de dolari rulaj anual în doar 7 ani. Da? Toate companiile din industria network marketing, companiile mari, Amway, Nu Skin, Herbalife, Forever Living Product, Young Living și așa mai departe, toate au avut nevoie de cel puțin 20 de ani ca să ajungă la 1 miliard de dolari. Compania Apple vă spune ceva numele acesta? Este un nume credibil, Apple. Apple a avut nevoie de 21 de ani ca să ajungă la 1 miliard rulaj. Da? Doterra a făcut-o în 7 ani de zile. Și asta arată produsul. Bun. După 10 ani de existență a ajuns la 2 miliarde și acum se îndreaptă către 3 miliarde de dolari rulaj. Are peste 14 milioane de membri, consumatori și consultanți, și un lucru care pe mine, din perspectiva inginerului și a omului care înțelege componenta aceasta de business, un lucru care a însemnat foarte mult este că la Doterra rata de retenție a consumatorilor este de peste 65%. Este cea mai mare rată de retenție din industria network marketing. În această industrie media este undeva cam 10-12%. La Doterra are retenție de peste 65%. Asta ne spune foarte multe lucruri. Odată că marketingul este extraordinar, că produsele sunt extraordinare, da? Și bineînțeles că pentru mine, ca și constructor de business, asta înseamnă că munca mea nu se va risipi inutil. Da? Peste 98% din produsele Doterra sunt exclusive. Bun. Și acum câteva lucruri despre Doterra în România, pentru că majoritatea celor care participați acum la acest eveniment sunteți din România și normal că ne interesează ce se întâmplă cu Doterra în România. Da? Aceasta este evoluția rulajelor în România, în Doterra, și ceea ce pot să vă spun este că România a fost ani de zile, cred că 3 ani de zile, numărul 1, piața numărul 1 în Europa, și de 2 ani de zile suntem pe locul 2 în Europa la rulaje, după Germania, și suntem a 5-a cea mai dinamică piață Doterra din lume. Deci nu din Europa, din lume. A 5-a cea mai dinamică piață. Ceea ce este absolut fabulos și ne spune despre cât de mare este interesul pentru uleiurile esențiale Doterra în România. De asemenea, avem aici un grafic care arată poziționarea Doterra în raport cu celelalte companii network marketing de pe piața din România. Și vedem că Doterra în momentul de față este pe locul 2 în România la rulaje, în condițiile în care toate companiile de pe ecran au o vechime pe piața din România de peste 20 de ani. Doar Nu Skin are 17 ani, dar restul toate peste 20 de ani. Ca să nu mai vorbim că Avon, Amway și astea sunt încă din anii 90 în România, Doterra e din 2017 și deja de 2 ani de zile este pe poziția a doua la rulaje în România, ceea ce este, repet din nou, absolut fabulos. Bun. La genul acesta de evenimente, cum este cel din această seară, participă 3 tipuri de persoane. Și haideți să vedem care sunt și, bineînțeles, fiecare dintre voi o să vă identificați cu un anumit tip de persoană. Din stat vă spun, este absolut ok în orice tip de persoană sunteți, doar că în funcție de tipul în care vă încadrați și beneficiile diferă. Da?
Primul tip de persoană este genul de persoană care după ce aude aceste informații se gândește că vrea pentru ea aceste produse și pentru cei din familia lor. Da? Acest gen de persoane noi le numim consumatori. Da? Ei beneficiază de educație gratuită despre produse și, bineînțeles, ghidare din partea consultanților doTERRA. Da? Automat, cei care sunt în această categorie au un cont de membru doTERRA și beneficiază de prețurile de membru cu 25-55% mai mici. De asemenea, au acces la programul de loialitate, LRP se numește, prin care la fiecare comandă plasată, înainte de data de 15 ale lunii, și comandă cu de minim 50 de puncte, se primește înapoi între 10... Toată luna, nu doar înainte de 15. De fapt, toată luna. Avem da, noi acum da, ceva pe rând. Ok, da. Mai primești un produs între 10 și 30% din valoarea comenzii. Se crește progresiv, se începe de la 10% și din 3 în 3 luni se crește cu câte 5%. Dar lucru cel mai important, așa cum a punctat și Simona, este că primești un consultant care te va ghida în acest proces de utilizare a produselor doTERRA. E important să înțelegem că statutul de membru doTERRA nu te obligă la absolut nimic, însă vine cu o mulțime de avantaje și pe lângă cele pe care le-am menționat, ai acces la promoțiile periodice pe care doTERRA le oferă, da? Și e foarte important să nu vă lăsați păcăliți de cei care încearcă să vă vândă produse prin diverse site-uri, da? Pentru că în felul acesta voi nu beneficiați de toate aceste lucruri de care membrii beneficiază. Cel mai înțelept mod de a intra în posesia produselor doTERRA este să vă creați cont de membru, da? Prin intermediul persoanei care v-a invitat la acest eveniment și în felul acesta veți avea toate beneficiile pe care le au membrii. Cel mai mare bine pe care eu l-am făcut prietenilor mei cei mai apropiați a fost faptul că i-am ajutat să-și creeze cont de membru doTERRA și evident le-am oferit și consultanțe ulterior. Nu le-am luat produse pe contul meu, nu le-am pentru că nu fac decât să-i privesc de ceea ce eu beneficiez și pot și ei. Bun. Al doilea tip de persoană care participă la evenimentele noastre sunt acele persoane care după ce au primit această informație sunt super entuziasmate și ele se gândesc că să le achiziționeze nu numai pentru ele și pentru familia lor, ci se gândesc chiar să împărtășească cu cei apropiați, cu prieteni, cunoștințe și așa mai departe. Și pentru că ei fac această muncă de împărtășire, doTERRA îi și recompensează. Da? Practic, pentru orice vânzare care se realizează prin intermediul recomandării făcute de cineva care are cont de membru, da, doTERRA îl va recompensa pe acela cu anumite comisioane și bonusuri. Comisioane și bonusuri din care această persoană poate să-și acopere parțial sau integral costul produselor pe care le utilizează și chiar poate să aibă un profit. Da? Dar eu zic că pentru început și dacă vă acoperiți costul propriilor produse, deci produselor pe care le utilizați voi din aceste comisioane pe care le primiți pentru că împărtășiți informația și cu alții, este un pas foarte, foarte important. Noi numim aceste persoane sharer, da? Cel care împărtășește experiența cu produsele și cu alte persoane și ajută pe aceia să-și creeze cont de membru prin intermediul lor. Dacă nu vă este clar cum se petrece acest lucru, să luați legătura cu persoana care v-a invitat astăzi la acest eveniment și în mod sigur ea o să vă explice mai în detaliu
cum puteți beneficia de toate aceste lucruri. Oricum, primul pas este acela de a deveni voi consumatori. În plus, sharerii beneficiază și de partea de training, da, care le aduce beneficii și pe zona de dezvoltare personală. Al treilea tip de persoane care participă la acest gen de evenimente sunt cei care sunt super, super entuziasmați, da? Așa cum suntem și noi, și care, după ce au aflat această informație, doresc să împărtășească cu toată lumea informația, da? Ei au acest feeling că informația trebuie să ajungă la toată lumea. Și atunci ei își asumă nu numai să utilizeze pentru ei și familia lor produsele, nu numai să împărtășească cu cei apropiați, repet, ci să împărtășească cu toată lumea. Aceste persoane nu numai că vor reuși din comisioanele și bonusurile pe care doTERRA le plătește să-și acopere costurile produselor, ci chiar obțin niște venituri financiare consistente, iar dacă sunt foarte serioși, pot să ajungă chiar la independență și libertate financiară. Da? Vă spunem acest lucru, noi ne-am transformat radical viața în bine, făcând exact aceste lucruri. Da? Aceste persoane, noi le numim, pe aceste persoane le numim builder, da? Constructorii de afaceri, constructorii de rețea. Și bineînțeles că aceștia vor avea cele mai mari beneficii, da? Pentru că practic, prin intermediul doTERRA-ei, ei pot să ajungă la libertate. Libertate pe toate planurile. Și acesta este un lucru extraordinar, v-am spus, e pentru noi cel mai important lucru. Noi promovăm acest proiect, în primul rând, în ideea de libertate. Libertatea de a avea acces la soluții pentru sănătate, să nu depindem de un sistem care știm cum este, de asemenea să fim liberi din punct de vedere financiar, să putem să facem fără stresuri acele lucruri pe care ni le dorim. Da? Și libertatea de a ne organiza timpul. Exact, de a fi stăpâni pe timpul nostru și de a ne putea de a putea face acele lucruri care cu adevărat contează. Și legat de această libertate, ceea ce vreau să punctez este faptul că, de exemplu, unii știți, ați văzut pe story-urile pe care le postez aproape zilnic, noi am început să ne construim casa visurilor noastre, da? O casă pe care o construim cu bani cash. Da? Nu avem niciun stres, nu avem credite, nu avem datorii, nu avem... Deci totul doar din o parte din banii câștigați în doTERRA în ultimii 4 ani. Da? Și asta puteți face oricare dintre voi. Pentru că, până la urmă, aceasta ar trebui să fie normalitatea. Da? Aceasta în care putem să trăim viața așa cum ne dorim. Bun. În procesul acesta de colaborare cu doTERRA, noi practic vom, în mod natural, vom trece prin aceste etape. Da? Mai întâi vom fi consumatori, apoi vom începe să împărtășim cu cei apropiați, apoi devenim builderi, da? Și în cele din urmă devenim lideri. Da? Liderul e cel care are în echipa lui și consumator, și sharer, și builder, și se ocupă de partea de instruire și ghidare a acestora.
Acum am pomenit pe parcursul acestei întâlniri de mai multe ori că doTERRA este o afacere network marketing, da? O afacere de marketing în rețea. Acum, știu că sunt persoane care au rețineri în legătură cu afacerile în rețea și vă înțelegem, pentru că și noi, înainte de a ne implica network marketing, am fost exact în aceeași ipostază, eram anti-network marketing. Însă, ceea ce am putut să constat de-a lungul timpului este faptul că toți cei care sunt anti-network marketing, de fapt, nu știu nimic despre network marketing. Pentru că dacă ar ști, ar fi niște fani înfocați ai acestor sisteme. Network marketingul nu este perfect, însă este cel mai corect, cel mai complet, cel mai etic sistem de business care există în acest moment pe planetă. Da? Și chiar dacă unii poate acolo în mintea voastră încă mai opuneți rezistență, eu vă invit într-o discuție particulară și vă pot explica și vă pot demonstra că tot ceea ce afirm așa este. De fapt, în ce constă afacerea doTERRA? În ce constă procesul de a construi afacerea doTERRA? Mă las să le pun o întrebare la partea asta de network marketing, pentru că marea majoritate au ceva cu cuvântul network, rețea. Da? Cum nu ceva? Cum să mă apuc eu să împărtășesc, să construiesc rețea? Dragii mei, evoluăm, creștem, consumăm din rețele. Nu știu dacă ați conștientizat, dar sunteți abonați sau sunteți cu cartele de telefonie mobilă în rețele, aveți televizoare în rețele, alimentați mașinile în rețele de combustibil, vă cumpărați alimentele din magazine care funcționează în rețele și din niciuna din aceste rețele nu sunteți și recompensați pentru faptul că ați anunțat și vecinul că vezi la benzinăria cu tare astăzi e benzină mai ieftină sau că la magazinul cu tare mi-am luat chestia asta care e ieftină și bună sau înțelege sau de calitate. Practic sunteți doar niște consumatori în aceste rețele. N-a venit nici o asemenea rețea să vă propună să fiți parte la câștigul pe care acea rețea îl generează. Noi vă propunem exact acest lucru, să veniți în parteneriat cu noi, da, și să beneficiați și voi de o părticică din ceea ce această rețea poate să genereze. Bun, deci în ce constă afacerea doTERRA? În primul rând, testăm noi uleiurile esențiale, suplimentele nutritive, cosmeticele, da? Și avem o experiență cu ele. Da? Și experiența ne arată că sunt șanse de 99,99999% să fiți super entuziasmați. Da? Și dacă veți fi entuziasmați, atunci o să treceți în etapa următoare. O să împărtășiți experiența cu ceilalți. Asta faceți oricând când sunteți entuziasmați de ceva. Da? Ați cumpărat un produs, o haină care vă place foarte mult, o să împărtășiți. Dacă nu sunteți femeie, o să împărtășiți. Dacă sunteți femeie, probabil... Ați văzut un film bun, ați citit o carte bună, da? Ați, nu știu, v-ați făcut un abonament bun, la avantajos, la telefonie. De fiecare dată o să împărtășiți și o să spuneți exact. Și altora. Exact. Deci e natura noastră să împărtășim, doar că aici suntem și recompensați pentru că facem asta. Apoi, după ce ne hotărâm să o facem într-un mod mai organizat, da, începem să găsim consumatori și constructori de afacere. Da, și, bineînțeles, să le oferim ghidare, pentru că au nevoie la început. Da, îi consiliem consumatorii și constructorii de afacere. Realizăm multiplicarea. Altfel spus, îi învățăm pe partenerii noștri să facă exact ceea ce am făcut și facem și noi. Da? Și practic ei vor relua procesul, vor testa uleiurile, vor împărtăși, vor găsi consumatori și constructori, vor consilia și așa mai departe. Se multiplică acest lucru și în felul acesta se creează o rețea de afaceri independente care generează rulaje de produse din care fiecare primim câteva procente sub forma
veniturilor active sau a veniturilor pasive sau veniturile reziduale recurente. Da? Bun. Și aici chiar v-am pregătit un exemplu ca să conștientizați puterea multiplicării. Da? Puterea multiplicării. Dacă voi găsiți trei persoane, da, pe care le învățați să utilizeze produsele, da, și ele își plasează lunar comenzi de 100 de euro, da, pentru uzul personal. Dar aceste persoane, la rândul lor, sunt învățate să găsească câte trei persoane pe care să le învețe să facă exact același lucru. Pe nivelul 2 o să avem 9, pe nivelul 3 27 și vedem, deja pe nivelul 7 avem 2187 de persoane. Adică în total pe 7 adâncimi avem peste 3000 de persoane și din aceste persoane noi doar 3, cu 3 ne-am ocupat în mod direct. Da? Celelalte au apărut din perspectiva multiplicării, iar din perspectiva rulajelor, dacă fiecare utilizează produse de 100 de euro lunar, da, vom ajunge la rulaje de peste 300 de mii de euro. Și noi, în mod direct, am consumat 100 de euro. Da? Produsele noastre. Și fiecare din rețea a consumat de 100 de euro. Dar împreună, prin multiplicare, se generează aceste rulaje. Și dacă înțelegeți puterea multiplicării și o puneți în practică în afacerea dotării, cu siguranță o să ajungeți la succes. Da? Cu siguranță ați mai auzit de venit activ, de venit pasiv și vreau doar foarte, foarte pe scurt să punctez care e diferența între ele. Venitul activ este venitul pe care îl obținem atunci când preschimbăm timpul nostru în bani. Da? Suntem plătiți pe unitatea de timp. Dacă avem timp de vânzare, câștigăm bani. Dacă nu mai avem timp de vânzare, nu mai câștigăm bani. Da? Este exact cum am căra apa dintr-un loc în altul cu ajutorul găleților. Cât timp cărăm găleți, câștigăm bani. Dacă nu mai cărăm găleți, nu mai câștigăm niciun ban. Venitul pasiv, pe de altă parte, e un venit pentru care am muncit o vreme, dar după aceea, cu o investiție minimă de energie și timp, îl culegem permanent. Este echivalentul situației în care, pentru a căra apa din punctul A în punctul B, am construit o conductă. Da? Ne ia un timp până construim conducta, dar după ce am construit-o și am pornit robinetul, apa curge în continuu, indiferent dacă noi suntem acolo prezenți sau nu. Da? Asta este un venit pasiv. De exemplu, cel mai ușor de înțeles venit pasiv este, de exemplu, chiria de pe niște apartamente. Da? Chiria de pe niște apartamente e un venit pasiv. Bineînțeles, am muncit până am strâns banii să cumpărăm apartamentele, dar odată ce au fost cumpărate, da, apoi chiria aceea este un venit pasiv care ne vine lună de lună, chiar dacă noi nu suntem acolo prezenți cât timp chiriașii noștri, da, trăiesc în apartamentul nostru. Iar prin construcția unei rețele, da, noi generăm, de fapt, venit pasiv. Și haideți să vedem un exemplu concret. Cum putem obține un venit pasiv de 2000 de euro lunar? Da? 2000 de euro este deja o sumă cu care multă lume ar fi mulțumită. Da? De exemplu, dacă vrem să ne folosim de bănci pentru asta, ar trebui să avem un depozit de 600.000 de euro și, bineînțeles, să negociem o dobândă foarte bună de 4% pe an și atunci, din această dobândă, ne-ar ieși în medie 2.000 de euro pe lună. Dacă ai, cei 600.000 de euro, e o modalitate, nu e cea mai deșteaptă, dar e o modalitate prin care puteți obține 2.000 de euro lunar. Și vă mai dau o paralelă între investițiile imobiliare și construcția afacerii doTERRA. Da?
Într-o investiție imobiliară, am zis 5 apartamente cu 100 de mii de euro apartamentul. Dacă și, nu ești în Cluj. Și ei o chirie de 400 de euro lunar. Da? Deci, pentru investiția în apartamente, ar trebui să ai 500 de mii de euro, care am calculat eu, dacă cineva economisește 1000 de euro lunar, și sunt foarte puțini oameni în România care pot economisi 1000 de euro lunar, atunci o să-ți ia 41 de ani ca să strângi 500 de mii de euro. Da? Iar multiplicarea este zero. Dacă acum ai 5 apartamente, da? În 5 ani o să ai tot 5 apartamente și peste 10 ani tot 5 vor fi. În afacerea Doterra noi am investit 318 euro Home Essentials Kit, atâta costă cu tot cu transport, dar riscurile noastre sunt zero, pe când riscurile la investițiile imobiliare sunt medii și mari, că nu știi ce chiriaș ai acolo și ce îți distruge. Timpul necesar ca să generezi în Doterra un venit pasiv de 2000 de euro este cam 1-2 ani. Dar la modul real se poate genera chiar mult mai repede. Dar am zis să fie o medie decentă. 1-2 ani față de 41 de ani. Eu zic că este destul de semnificativă diferența. Iar în cazul afacerii Doterra, multiplicarea este nelimitată fără investiții suplimentare. Dacă în domeniul imobiliar noi investim în imobile, în afacerea Doterra noi investim în oameni. Iar oamenii se multiplică. Da? Noi am învățat pe niște oameni să facă exact ce am făcut și noi, să găsească alți oameni pe care să-i învețe cum să găsească alți oameni pe care să-i învețe cum să găsească alți oameni și așa mai departe. Fără niciun fel de investiție financiară suplimentară, business-ul nostru se multiplică, se dezvoltă. Așa că se pune întrebarea, pentru tine care variantă e mai accesibilă? Da? Dacă ești deja multimilionar, poate că ți-e mai convenabil să te baci pe imobiliare. Însă pentru 99% dintre oameni, cred că varianta Doterra este o variantă mult, mult mai accesibilă. Și să știți că și multimilionarii aleg network marketingul. Da. Avem aici un cadran care ne arată modul în care oamenii câștigă banii și în raport cu timpul. Da? Și avem în stânga sus cadranul fără bani și cu timp. Aici sunt pensionari, studenți, șomeri. Da? Ei au timp grămadă, dar nu au bani. Da? Ei practic au niște găleți foarte mici cu care câștigă banii. Apoi avem în cadranul din stânga jos cei care n-au nici bani, nici timp. Aici sunt majoritatea angajaților și majoritatea oamenilor de afaceri. Da? Care au afaceri care nu prea funcționează. Pentru că majoritatea nu prea funcționează. Da? Ei n-au nici bani, nici timp. Dacă totuși câștigă niște bani, sunt niște găleți mici, un pic mai mari decât în primul cadran, dar totuși niște găleți mici. În dreapta sus avem cadranul celor care au bani, dar n-au timp. Da, liberi profesioniști de succes, da? Oameni de afaceri cu afaceri care funcționează. Da? Angajații de top. Angajații de top, top manager. Da? Ei au bani pentru că care cu găleți foarte mari, însă cu prețul timpului. Da? Ei lucrează 10, 12, 14, 16 ore pe zi. Practic sunt niște sclave în colivii de aur. Da? Și cum spunea cineva într-un mod destul de sadic, cimitirele sunt pline de oameni din acest cadran, oameni care la 40-50 de ani părăsesc această lume. Da? Din cauza stresului imens pe care îl generează acest cadran. Și în cadranul din dreapta este ceea ce pentru mulți este o fantezie, un Eldorado, cei care au și bani și timp.
Da? Ce înseamnă să ai și bani și timp? Înseamnă să ai un venit pasiv de minim 10.000 de euro lunar. Da? Când ai 10.000 de euro venit pasiv lunar, te încadrezi în acest cadran. Da? În Doterra, România, sunt câteva zeci de persoane care sunt în acest cadran deja, da? Și, bineînțeles, fără lipsă de modestie, și noi suntem acolo. De-aia ne permitem să vă dăm sfaturi acum. Da? Aici sunt cei care creează rețele, care creează venit pasiv, care lucrează după sisteme. Da? Și în Doterra puteți ajunge în acest cadran. Bineînțeles că veți trece prin celelalte cadrane în procesul de a ajunge aici, că și noi am trecut prin asta. La început am avut bani, dar n-am avut timp. Da? După Invers. Care... Am avut timp, dar n-am avut bani. Din Doterra. Nu. Am trecut prin toate. Dar important este că dacă perseverezi suficient de mult, grosul de bani o să vă vină din cadranul plus bani plus timp. Da? Și acum investim timp. Deci suntem și un pic și în cadranul din dreapta sus, dar grosul este în dreapta jos. Și nu o să mă opresc niciodată, pentru că îmi place ceea exact. Ce fac, dar aleg să fac asta. Înțelegeți? Să ai libertatea de a alege, nu să fii obligat. Și bineînțeles, fiecare dintre voi, repet, puteți ajunge acolo și merită să ajungeți acolo. Da? Și în încheiere, vreau să vă arăt un tabel, un grafic, de fapt, cu câștigurile medii la diferite nivele de carieră în Doterra. Și vreau să fiți liniștiți, nu suntem niște ființe materialiste. Da? V-am spus, la bază suntem preocupați de spirituale, suntem căutători spirituali. Dar am înțeles că dacă vrei să fii în această lume, să ai puterea de a transforma lucrurile, trebuie să ai acea energie cu care lucrurile se mișcă, și anume bani. Dar nu de dragul banilor, ci de dragul libertății pe care ei pot să ți-o ofere. Da? Și fiindcă aici nu se vede atât de bine, o să trecem la acest tabel unde lucrurile se văd mult mai clar. Da? Avem nivelurile de carieră și vreau să ne focalizăm pe nivelul de diamond. De ce pe nivelul de diamond? Pentru că de aici începe libertatea, cu adevărat. Da? De la nivel de diamond, unde veniturile deja depășesc 10.000 de euro lunar. Bineînțeles, aici vreau să punctez, acestea sunt venituri medii. Adică un începător va câștiga mai puțin decât media, unul mai cu experiență va câștiga mai mult decât media. Da? Dar mediile sunt acestea. Acum, vedeți că pentru a ajunge la nivel de diamond, în medie durează 24 de luni. Adică 2 ani de zile. Da? 2 ani de zile. De muncă susținută. Dar e revoltător. Da? Este revoltător că durează doar 2 ani de zile. Gândiți-vă. Și vreau să vă gândiți. Dacă faceți în continuare ceea ce faceți acum, peste 2 ani, unde veți fi? Peste 5 ani, unde veți fi? Peste 10 ani, unde veți fi? Da? Există vreo posibilitate, măcar teoretic, ipotetic, ca făcând ceea ce faceți acum și acolo investiți 8, 10, 12 ore zilnic, există posibilitatea să ajungeți unde vă duce nivelul de diamond în Doterra, în 2 ani de zile? Vreau să vă răspundeți singuri. Eu zic că și dacă ar dura 5 ani. Și dacă ar dura 10 ani să ajungeți la nivel de diamond, chiar și 15, tot merită efortul. Pentru că, realist vorbind,
avem atâta experiență de viață să știm că sunt șanse foarte, foarte, foarte mici ca în alte părți să reușiți să ajungeți la acest nivel de libertate. Da? Sunt șanse foarte, foarte mici. Și dacă ne referim doar la gold, unde se câștigă în medie cam 3700 de euro, tot e ceva. Acolo se ajunge într-un an și două luni în medie. Dar și ăsta, dacă ar dura 5 ani, tot merită efortul. Haideți să fim cu picioarele pe pământ. Da? Să fim cu picioarele pe pământ și să evaluăm la adevărata valoare. Aici, oamenii ăștia, într-o primă fază, au făcut part-time. Da? Doar cei care sunt mai avansați, probabil, adică, în mod sigur, cei care deja ajung la nivelul de Platinum Diamond, încep să o facă full-time, majoritatea, dar încep ca part-time, fără niciun fel de riscuri, da? Cu o investiție de 318 euro, da? În produse pe care oricum le utilizezi pentru tine, deci riscuri zero, riscuri zero și oportunitatea de a-ți transforma radical viața în bine. Deci vreau să vă folosiți bunul simț și să evaluați la adevărata valoare ceea ce vă oferă doTERRA. Pentru că dacă veți face acest lucru, vă veți da seama că și pentru voi, exact cum a fost și pentru noi, doTERRA este șansa vieții. Pentru noi doTERRA este șansa vieții. Și pentru voi este la fel. Nu lăsați această oportunitate să vă scape din mâini. Nu vă faceți că nu vă dați seama de cât de important este acest moment. Și dacă nu ați înțeles, întrebați. Întorcându-ne la metafora cu gălețile și conductele, un om, un angajat, își vinde timpul pentru bani, da? În cantitatea de timp poate să ducă să care atâtea găleți. În fiecare zi, același număr de găleți, ba mai mult, cu timpul obosești și o să poți să duci tot mai puține găleți, păstrând metafora. Ei, cum ar fi ca în timp ce tu îți vinzi timpul pentru acei bani, să construiești în paralel, în timpul pe care l-ai în plus, conducta care să-ți aducă venitul pasiv. Și asta poți să faci cu doTERRA. Nimeni nu-și propune să îți lași jobul, da, și să te apuci să faci full-time doTERRA din prima, pur și simplu. Îți propunem să investești în sănătatea ta, să folosești produsele pentru tine, să ai acele experiențe extraordinare pe care toți ajung să le aibă și să împărtășești cu cei din jurul tău. Și împărtășind să-i ajuți și pe ei și uite așa ajungi încetul cu încetul să faci chestia asta, să car tot mai multe găleți și în acest domeniu, dar gălețile astea le car pe măsură ce îți construiești conducta. Da. Și ce proiect fabulos acela în care să ajungi să obții tu ceea ce vrei, propria ta libertate, ajutând pe alții să obțină ceea ce ei își doresc. Da? Pentru că noi am ajuns unde am ajuns, pentru că am ajutat mii de oameni să ajungă unde și-au dorit ei să ajungă. Succesul nostru este doar o consecință a faptului că am ajutat foarte mulți oameni. Și pentru voi este vorba de același joc. Da? Același joc. Spune. Așadar, vă propunem și dacă v-am lăsat cumva cu întrebări, cu nedumeriri, cu așa o confuzie în cap, că acum nu mai știi exact, parcă nu te atrăgea network marketingul, dar parcă nici acum n-ai înțeles foarte clar, dar domnul ăla vorbea cu foarte mult entuziasm totuși acolo. Credeți-ne, vorbim din experiență, din experiență practică de peste 17 ani în domeniu și spun în continuare și vreau ca toată lumea să înțeleagă că network marketingul este o oportunitate accesibilă oricui și este cea mai bună școală de dezvoltare personală și spirituală care există și care te transformă pe toate planurile, iar doTERRA ca oportunitate de network marketing vine cu toate la pachet. Bun, și în încheiere să ne punem noi întrebare. De ce facem noi doTERRA? Sau vă întreb pe voi, de ce credeți că facem noi doTERRA?
Credeți că o facem pentru produse? Categoric, iubim produsele, suntem super fani, sunt extraordinare, le utilizăm și le vom utiliza, dar nu pentru aia facem, pentru că produsele am putea utiliza și dacă nu ne-am investit timpul făcând această muncă de promovare. Da? Însă, noi o facem pentru libertate. Da? În primul rând o facem pentru libertate. Pentru libertatea aceea de a putea să ne trăim viața exact așa cum ne dorim. Da? Iubim produsele, iubim tot ce ține de proiectul doTERRA, dar noi vrem și am reușit deja să obținem libertatea, dar mai mult decât atât, acum pentru că noi am obținut-o, ne-am propus să ajutăm cât mai mulți oameni din echipa noastră ca la rândul lor să obțină libertatea. Și bineînțeles că cei care vor ajunge în echipa noastră o să primiți întregul nostru sprijin. Și bineînțeles, sunt convins că fiecare va primi sprijin exact de acolo de unde va ajunge el în proiectul doTERRA. Exact, pentru că mai fain decât să cucerești un munte, metaforic vorbind, este să ai lângă tine, alături de tine, oameni, prieteni dragi, care pe parcursul acesta, în călătoria asta de urcare și cucerirea muntelui, îți devin prieteni și aliați și parteneri, cu care să ajungi acolo în vârf. Și, dragilor, este loc pentru toată lumea pe orice vârf de munte, metaforic, vreți, dacă alegeți oportunitatea doTERRA. Și noi nu vă așteptăm acolo sus, ci noi ne vom coborî împreună cu voi și vom merge împreună din nou sus. Cu fiecare persoană vom urca din nou acolo sus și vrem să fie cât mai multe. Cât mai multe. Noi ceea ce vă putem promite, e singurul lucru care vi-l putem promite, că din partea noastră veți avea tot sprijinul. Da? Nu veți putea voi să abuzați de noi atât cât de dispuși suntem noi să vă sprijinim. Așadar, vă invităm să vă alăturați nouă și să, într-adevăr, să facem lumea asta mai frumoasă, picătură cu picătură, om cu om, comunitate cu comunitate, începând cu fiecare dintre voi, cu sănătatea voastră și cu fiecare vom merge exact atâta cât vă doriți voi să mergeți. Noi mergem până la capăt de fiecare dată, dar pe fiecare vă ducem și vă ajutăm până acolo unde doriți să fiți ajutați. Să luați legătura cu persoanele, cei care sunteți noi și nu aveți încă un cont de membru, doTERRA, să luați legătura cu persoanele care v-au invitat la acest eveniment și, bineînțeles, să le cereți ghidarea necesară, dacă, bineînțeles, dacă doriți să vă creați un cont de membru și, bineînțeles, apoi în tot acest proces, în tot acest proiect minunat pe care vă invităm cu drag să-l realizați. Vă dorim să aveți o seară minunată și o noapte plină de gânduri despre cum o să fac chestia asta și cum mă apuc de treabă și pe cine să sun mâine la prima oră ca să văd cum fac chestia asta. Seară frumoasă! O seară minunată!